acum și să pleci în Miami, ce ai lua cu tine? Aș lua iubitul meu, aș lua geanta mea, costume de baie și o pereche de tocuri, clar. Tocuri? Neapărat tocuri? Neapărat tocuri, da, da. Am fost în Miami, mi-a plăcut foarte mult, e foarte mișto. Te-ai gândit vreodată să te muți? Bine, știu că tu mergi des în Australia, dar să te muți în America sau să trăiești visul american, te-ai gândit? Cine știe? E posibil, orice e posibil, știi cum e, că niciodată nu știm ce va fi, dar am fost în America de mai multe ori, am și studiat în America și mie personal mi-a plăcut foarte mult, mă regăsesc acolo în America. LA mi-a plăcut cel mai mult, am fost în Las Vegas de câteva ori, am fost și în San Francisco și în Miami și mai multe locuri. Dar ce faci de sărbători? Unde petreci Crăciunul, Revelionul? Crăciunul și Revelionul în țară, avem și concerte, să petrec și cu familia și apoi la anul o să mă duc acasă, să petrec timpul și cu familia mea acasă în Australia și apoi la treabă. Ce proiecte ai? Am un cafe concert acum, am un proiect nou pentru concerte, este muzica ambientală pe care, na, e ca și atmosferă, ceea ce am vrut să fac de foarte mult timp, cam de 2 ani de zile și n-am reușit să găsesc persoană potrivită în care să îmi vadă viziunea și să, muzical vorbind, și să aducă lucrul ăsta să-l aud, să fie real. Zi-mi vacanța în Australia. De când timp n-ai mai fost acasă? De un an de zile. Va fi un an de zile, da. Cam așa, mă duc o dată pe an acasă. Da. E foarte departe, din păcate. Vine mama, nu-i așa? Că parcă am mai văzut ceva post. A fost mama mea anul trecut, anul ăsta a venit și tatăl meu, facă curândul. A fost și fratele meu acum 2 ani, mi se pare. Dar e cel mai ușor și cel mai simplu să mă duc eu acasă să le văd pe toți 3 odată. Sincer, îmi lipsește soarele de Crăciun și de Revelion. Așa sunt obișnuit, așa îmi place. Nu-mi place oricum frigul și nici de cum zăpada în oraș. Îmi place la munte, când mă duc la schi sau ceva de genul ăsta, nu-mi place în oraș. Asta îmi lipsește. Dar în afară de asta, da, clar, familia, ia ceva să ai familia aproape. Ne ajută într-adevăr social media, video call și toate cele, dar nu e același lucru.